un titlu istoric pentru Volei Alba Blaj, la care am muncit toții, am văzut cât a muncit președintele și tot stafful. Da, este o realizare istorică, suntem prima echipă din Transilvania, din Ardeal, care a câștigat titlul la volei feminin. Nu știu când vom mai putea repeta această performanță. Este o victorie pe care o dedicăm tuturor celor care au fost alături de noi, fiecare a fost în sală și fiecare a fost la televizor sau sunt departe și au văzut meciul pe internet. E o victorie care m-a lăsat fără cuvinte, mai ales că suntem campionii României și eu personal încă nu realizez acum ce performanță mare am reușit să facem cu această echipă și cu acest oraș și într-o perioadă atât de scurtă de timp. Îmi trec multe gânduri prin cap, dar vreau să dedic această victorie tuturor celor care ne-au ajutat și au fost lângă noi. Și mai ales mă gândesc și la cei care au iubit sportul și nu mai sunt lângă noi. Și îmi vine să parafrazez o lozincă a celor de la Napoli, ce păcat că nu trăiți să vedeți asta. Cum este pentru noastră în calitate președinte? A zis că deocamdată nu realizați. Zicea Darko, pentru el este al 16-lea campionat, dar este ca și primul copil, îl iubește la fel. O să-l întreb în seara asta, pentru că eu sunt campion numai de un sfert de oră și încă nu realizez cum este, dar îl întreb în seara asta să spună cum e. Eu numai un sfert de oră am depus în campion. Nu-mi vine să cred. Deocamdată și sunt fericit. Altceva n-am ce să spun. Sunt foarte fericit. Vă mulțumim.